Fiți credincioși și bunul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească liturghie de astăzi. Hristos Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, să vă răsplătească tuturor de fiecare dată, după credința, râvna frăților voastre. Iată-ne de mila ajutorului Dumnezeu. S-au finalizat, să spun, cele 3 săptămâni pregătitoare pentru postul mare. Dacă ați fost atenți și cu multă credință și râvnă ascultați Sfânta Evanghelie rostită, și cuvântul propovăduit din Sfânta Evanghelie, ați auzit că primele cuvinte se citesc și se rostesc în Evanghelia care s-a citit astăzi, iertarea. Ei bine, noi avem o datorie morală. Dacă suntem creștini, atunci trebuie să și iertăm, fiindcă atât timp cât rostim Tatăl nostru și spunem cine iartă nouă, îi cerem lui Dumnezeu. E cum și noi iertăm creștinilor noștri. Nici nu putem gândi că ar exista cineva în biserică astăzi sau duminică de duminică să trăiască în ură și fără de a ierta pe aproapele Lui. Bine, nu ne vine bine fiecare dintre noi un cuvânt popular, dacă n-ai dușmani, îți mai rău câțiva. Uităm că deseori acei dușmani care tot cu voia lui Dumnezeu vin asupra noastră, ne ajută pe calea mântuirii. Dar atât cât noi iertăm. Ne vine foarte greu să iertăm gândind că ne-a făcut mult rău. Dar Dumnezeu cum ne poate nouă ierta păcatele noastre? Cât nu greșim și îl supărăm pe milostivul Dumnezeu din pricina mulțimii păcatelor noastre. Dacă Dumnezeu s-ar lua după păcatele săvârșite ale noastre, n-am mai exista astăzi. Și să ne mirăm ori de câte ori cum ne ține acest pământ, tot binecuvântat de Dumnezeu. Păi nu cred că ai pace sau avem pace dacă trăim cu ură. Nu ne putem lăuda că suntem creștini ortodoxi, botezați în numele Preasfintei Trăim și să nu iertăm. Au doar cine suntem noi să nu iertăm. Bine, nu vom vedea nici umbra lui Dumnezeu, cei care nu iertăm. Orice ai făcut, fiule și fiică, în viața ta, de-ai făcut fapte bune, te-ai ținut post de toate, dacă nu ai iertat și nu ierți, nimic nu ți-a fost primit și este primit. Spune Cartea Sfântă, dacă simți că ai frică pe cineva sau cineva cu tine, lasă jertfa la ușa bisericii, întoarce-te la cel care îi consideri că te-a supărat sau l-ai supărat, cere iertare și apoi continuă să faci fapta. Altfel nici lumânarea ta, nici tămâia ta, nici nimic ce faci pentru suflet nu va fi primit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Să nu profităm prea mult de bunătatea lui Dumnezeu. Că deseori cam profităm cu toții. Ați văzut când s-a bate ceva, o nenorocire asupra familiei, casei,
sau asupra noastră personal. Nu știm ce să facem, cum să strigăm la Dumnezeu cu lacrimi ca să ne slobozească. Orice este mai greu când tu știi că cineva te urăște și nu te iartă, chiar dacă spui, iartă-mă că trebuie să mă împărtășesc. Bine, nici nu te poți ruga dacă ai frică Dumnezeu, dacă nu ai dorm foarte liniștit. Nu te poți odihni și gândul tău măreț și mândru că ești cineva. Cum să mă smeresc eu, care sunt mai în vârstă ca acela care mă dușmănește sau m-a supărat cândva? Eu care am o funcție oarecare. Eu care sunt mai în vârstă, eu care sunt postitor, eu care sunt primul la Sfânta Liturghie, eu care sunt toate posturile, cum să iert pe acela dacă el nu vine și se smerește în fața mea, dacă s-ar putea și în genunchi să-l văd înaintea mea? Unde n-a ajuns omul din pricina necredinței? Până și în candelă unii pun numele celui care îl urăște. Până și pe toacă, credeți, nu credeți, am găsit deseori scris numele dușmanilor. Gândindu-i sărmanii că cât timp se va toca și se va toci, acel nume se va pierde în viața dușmanului. Ceea ce cere, cereți și cerem, acea o să primim. Dacă Dumnezeu este iubire, cu atât mai mult, ce trebuie să facem noi, păcătoșii? Păi pierdem mântuirea. Nu iertăm, nu avem mântuirea garantată. Și nu se iartă doar așa de ochii lumii, mă duc un pic la împărtășanie să mă vadă vecinii sau colegi sau prietenii, că totuși sunt iertători. Și din când în când mai dau umărul pe dreapta și capul, iartă-mă. Și apoi reiei din nou ura, dușmânia, și nu știi cu ce să arunci în cel care consider că te dușmănește. V-am dat o pildă foarte vie întâmplată în zilele noastre, doi vecini. De altfel îți pline pomenice cu așa aceste cazuri, de la un hat, de la o cărare. Când unul lasă să ia vecinul apă de la fântână, că îi trece puțin pe hatul lui. Sau i-a pus 10 cm gardul pe pământul lui. Și toată viața s-a judecat, a cheltuit, slavă Domnului, prin avocați, ca să câștige cărărușa aceea. Ca să poată lua o cană cu apă, o găleată cu apă. Ferească Dumnezeu să oprește omul de la apă. Blestemat, înjurat, dar amândoi fără credință. Amândoi fără credință, numai ură și dacă s-ar fi putut chiar să se arunce ceva unul în altul. La o vreme, la un timp, când toți ne pregătim, nu ne pregătim, vine bătrânețea, vin slăbiciunile și toată viața nu te-a rugat, toată viața nu mers la biserică și deodată ai o mustrare de conștiință. Stai să văd ce-am făcut bun în viața mea. Nimic. Oarecum mă voi prezenta în fața dreptului judecător. Atunci, acel bătrân care se judeca cu vecinul a chemat fiica ei, pe fiica lui și a zis, fiica mea, vezi tu ce cu ăsta? Era înaintea morții. Te rog frumos, au tată, mi-l dai mie, da? Ce bine, că chiar aveam nevoie de bani. Ce bun ești, tată, ca de obicei. Ce bun ești, tată, când dai, și mamă, când dai. Și atunci, dar cui să-i dau? Nu, e sau tău, fiica mea. Ce cu acesta este a vecinului meu, care toată viața m-a blestemat, m-a înjurat, m-a judecat. Cum bine, tată, dacă te bagi pălit toată viața. Mă tare mulțumești, înainte de plecare, cu un cec. Da, fiica mea, fiindcă eram fără de Dumnezeu. Și aveam doar ură în mine și de când am avut această încercare cu el, de fiecare dată când mă blestema, mă înjura, cădeam în genunchi și strigam mila lui Dumnezeu să-mi dea putere.
să merg mai departe, să-L rab. Care dintre noi ar da un cec astăzi dușmanului lui? Ferească-ne. Este o pildă întâmplată în zilele noastre, trăită în zilele noastre. Cât de bun este Dumnezeu cu noi! Cât de bun este Dumnezeu cu noi! Câte păcate nu facem noi, cât spunem deseori, frunză în codru, nisip în mare. Și totuși Dumnezeu, milostivul, ne rabdă și ne așteaptă. Nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Timpul se scurge foarte repede, uitându-ne la alții. Alții fac popasul acesta, cu toți îl avem scurt. Alții pleacă dintre noi la timp și fără de timp. Că auzim în popor săracul. A murit fără vreme, a murit cu zile. Nimeni nu moare cu zile. Nici un păr din capul nostru nu lipsește fără voia lui Dumnezeu. Atâtea a fost ceasul. Atâtea a fost firul vieții. Și noi, gândind în sinea noastră, în gândul nostru, că moștenim acest pământ, uităm că suntem doar călători pe acest pământ și uităm că avem de făcut doar un popas. Alții mai lung, alții mai scurt. Trăim așa cum trăim, ca într-o vale a plângerii. Necazurile, încercările împresoară, bolile fără de leapne împresoară, uitând să strigăm la Dumnezeu, Doamne, m-ai cercetat, trebuie să recunosc pentru păcatele mele, că mă iubești atât timp cât Tu m-ai atenționat, prin a-mi trimite un dușman, prin a-mi trimite o suferință oricare, o boală. Omul, când e încercat cu diferite boli, fără de leapne chiar, puțin sunt cei care aleargă la biserică. Nu de mult am avut ocazia să aud un tânăr care are un cancer și este fără de leac. Trei copii în viață a lui, rămași în urmă, care se plângea că a dat peste 20.000 de euro la medici pentru operație și s-a spuzut acasă că nu mai avem ce face. Ia care biserică. Dar el niciodată n-a mers la biserică. Niciodată. Întreba fiind un coleg de-a lui, de ce nu te duci la Dumnezeu, la biserică? Că mâna lui Dumnezeu există, multe daruri. Cine cu putință la om, la Dumnezeu există. Câte minuni nu face Dumnezeu, măicuța Domnului, și te bate mădii. Nu mai mă duc nicăieri. Nu. Ca și când supăra pe Dumnezeu că i-a dat acea încercare. Acum trebuie să mă îngrijesc să le las ceva la copiii mei. Să aibă cu ce trăi. Dar de el nici de cum. Că a fost pregătit. Că n-a fost pregătit. Că n-a deschis ușa bisericii odată în viața lui. Că n-a fost spovedit în viața lui. Că n-a fost împărtășit în viața lui. Ce face un om nepregătit când îi vine o încercare ca asta? Rupe măicuța Domnului să vă ajute să parcurgeți și să parcurgem postul acesta cu ușurință și să vă grăbiți prima săptămână să țineți zilele astea, să vă puteți spovedi, împărtăși, atunci spuneți la duhovnic suferința dumneavoastră și faceți după putere.